Salutare, dragii români! Continuăm astăzi seria de deșteptări inedite cu povestea fascinantă a primei biciclete electrice. Suntem în anii 70, când România se afla sub conducerea unui regim gri, un regim plin de interdicții. Una dintre ele viza importul de petrol. La Institutul de Cercetări Electrotehnice din București, un inginer încerca să găsească o soluție de mobilitate urbană cât mai ieftină și practică într-un oraș tot mai aglomerat. Pe numele său Sigismund Schleicher, inginerul lucrează împreună cu echipa sa timp de 2 ani la proiect. Așa că, în 1972, se naște Elmo, primul moped electric. La vremea respectivă, invenția a atras priviri curioase din străinătate. Avea o autonomie de 3 ore și putea ajunge la 25 de km pe oră. Sigismund Schleicher nu s-a bucurat prea mult de invenția sa însă. Într-o lume în care totul aparținea statului, inginerul a primit de la Ceaușescu doar 5.000 de lei. A fost lăsat, în schimb, să păstreze un moped pe care să-l folosească. Între timp, exemplare similare erau vândute cu câte $1.000.000. Chiar și Ceaușescu a câștigat de pe urma invenției milioane de mărci. Inginerul s-a născut la 7 ianuarie 1929 în Dorohoi. Povestea lui începe însă la 18 ani, când părinții l-au trimis în București să studieze medicina. Îndrăgostit de electronică, Sigismund trece peste dorința părinților și se înscrie la Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic din București. Iar dacă nu intra, va da anul viitor la medicină. Doar că soarta a ținut cu inginerul, care a intrat la Politehnică din prima, ba chiar a ajuns ulterior lector la universitate. În 1963 ajunge șef al secției de mașini electrice speciale din Institutul de Cercetări Electrotehnice, post care l-a propulsat și ambiționat să devină inventatorul lui Elmo. Chiar dacă nu a primit prea multe laude pentru prototipul său, Sigismund s-a bucurat totuși de câteva beneficii în perioada comunismului. Era printre puținii oameni de valoare care reușea să călătorească peste hotare aproape în fiecare lună, chiar dacă nu era membru de partid. Ba mai mult, este singurul care a reușit să ajungă la consacrare profesională fără să fie în niciun fel implicat politic. Și asta doar pentru că invenția sa aducea bani grei în țară. Singurul electromoped din lume, cu două trepte de viteză, fără comandă electrică, se mai găsește într-un singur exemplar, la fabrica de biciclete din Zărnești. Mai mult, pe inginerul care l-a inventat, majoritatea l-au uitat. El își trăiește viața în continuare în anonimat, undeva într-un apartament din drumul Taberei, alături de cele 50 de brevete, 72 de cărți publicate și 58 de manuscrise. Cam atât despre prima bicicletă electrică, cel puțin pe moment. Până data viitoare, vă doresc deșteptare cât mai frumoasă!